Lăudați să fie Iisus Hristos! Iubiți credincioși, dragi ascultători, duminica trecută am meditat cuvântul Evangheliei în care Iisus Hristos prezenta mulțimii parabola semănătorului care a aruncat sămânța în diferite tipuri de teren, lângă drum, pe pământ pietros, între spini și pe pământ bun. Sămânță care a adus rod diferit, care 100, care 60, care 30. În această duminică, rămânând în aceeași atmosferă agrară, Evanghelia ne reține atenția în continuare asupra semănătorului care nu mai aruncă sămânță în orice tip de sol, dar seamănă sămânță bună în ogorul său. Aici producerea rodului este asigurată. Semănătorul nu mai riscă să piardă sămânța, dar o cultivă plin de speranța unei recolte cât mai bune și mai mari. Pământul este valorizat ca făcând parte din împărăția lui Dumnezeu. Mai mult chiar, semănătorul însuși face parte din împărăția cerului alături de ogorul său. Însă chiar și în acest ambient favorabil binelui, binecuvântării, chiar aici, în locul în care trăiește și își crește recolta semănătorul, chiar aici, acasă, la stăpân, la Dumnezeu Creatorul și la Domnul Împărăției Cerești, surprizele nu locolesc. Astfel, deși semănătorul cultivă în pământ bun, apar dificultăți din altă parte pentru recolta sa. Vă invit așadar să ne lăsăm călăuziți de acest cuvânt mântuitor și să-l primim în sufletul nostru ca dar din partea lui Dumnezeu. În primul rând, aflăm din Evanghelie că împărăția cerurilor este asemenea unui om. Putem să înțelegem că împărăția nu este doar un loc, un spațiu, cum deseori am fi tentat să credem. Împărăția este și omul însuși. Să ne închipuim că vizităm un prieten din depărtare. Noi, de regulă, plecăm de la premisa de a-l pune pe acesta în centrul preocupărilor noastre în acel moment. Mergem în casa lui, îl vizităm pentru el, pentru că ne face plăcere, pentru că ținem la el. Dar uneori drumul până la acesta, peisajul, locurile noi întâlnite, ceilalți oameni, anturajul, toate acestea ne pot dispersa. Ne aduc în fața alte scopuri mărunte, meschine. Va trebui să revenim cu mintea și atitudinea la scopul vizitei, să ne dedicăm întâlnirii programate, să dăm întâietate prieteniei, lăsând la o parte alte atracții care par a se impune pe parcurs. De aceea Iisus ne amintește în această parabolă importanța omului. Ne cheamă să luăm în serios pe toți semenii noștri, mai tineri sau mai în vârstă, sănătoși sau bolnavi, mai învățați sau mai puțin învățați. Împărăția este asemenea unui om, este un om, este Hristos, este iubirea inimii sale. Simt eu această iubire, acord eu spațiu iubirii sale care să intre în ființa mea, să mă pătrundă, să mă copleșească? Ce ar fi fost oare cina de taină fără Hristos? Ar fi fost o simplă masă, un ospăț, poate un prilej de discuții, de întreținere omenească, dar prin prezența lui Hristos, cina de taină devine euharistie, devine sacrament deschis mereu spre a ne potoli foamea sufletească din el. Sau dacă ne întrebăm, marile transformări în lume cine le-a creat, cine le-a favorizat, conjunctura, sistemele rigide, tehnica? Dacă în spatele acestora nu ar fi fost oameni, nu s-ar fi produs schimbările, progresul. Iată cât de important este omul în împărăția lui Dumnezeu. Împărăția însă și ia forma omului. De aceea, în cartea profetului Isaia, însuși Dumnezeu se adresează omului cu astfel de cuvinte: pentru că tu ești prețios în ochii mei,
vrednic de cinste și eu pe tine te iubesc. În al doilea rând se spune că împărăția cerurilor este asemenea unui om care a semănat, un om care a acționat, care a lucrat, a pus precreștere, a adus ceva viu, nu a lăsat terenul sterb, necultivat, searbăd. Omul care dă sens locului în care se află, omul care cultivă mereu, care nu obosește în a se implica pentru a face să crească binele. Există însă un risc. La un moment dat, când totul merge foarte bine, același om ar putea să-și aroge sieși lucrarea aceasta, comportându-se ca un stăpân, uitând că el, de fapt, este doar administratorul. Dumnezeu unic este stăpânul. Iar dacă omul întâmpină mari dificultăți, îi cere socoteală lui Dumnezeu, pe care de data aceasta îl consideră responsabil, stăpân, un stăpân bun de tras la răspundere în momente nefavorabile omului, dar și un stăpân ignorat când aceluiași om îi merge bine. De aceea să nu uităm niciodată că noi suntem doar semănători, dar ogorul este al Domnului. Chiar și forța de a semăna este dată tot de stăpân. Suntem administratorii lucrării sale încredințată nouă. Astăzi se pare că oamenii care promovează binele sunt împiedicați, nu sunt promovați, nu sunt observați. Ba chiar uneori sunt blocați în acțiunile lor binefăcătoare. Ei însă continuă să semene și plantele lor încolțesc în inimi, pentru că nu e lucrarea lor. Ei sunt doar executanții, lucrarea este a lui Dumnezeu, stăpânul împărăției. În al treilea rând, notează evanghelistul, împărăția cerurilor este asemenea unui om care a semănat sămânță bună. Bunătatea provine de la însuși semănătorul, dacă el este bun și sămânța este bună. Nimeni nu ar trebui să riște să schimbe caracterul în funcție de produsul pe care îl ține în mână. Un om bun propagă binele. Și încă trebuie să subliniem că bunătatea semănătorului este pusă în el de către stăpân. Stăpânul este izvorul bunătății, iar bunătatea atrage tot bunătate, se perpetuează în ciuda răului care se infiltrează. În cele din urmă va triumfa binele. Răul nu are rădăcini atât de adânci pentru că se află multă confuzie în el. Cel care seamănă răul deja este plin de confuzie, se amestecă în el și răutate și bunătate. Binele însă este mereu constant, merge înainte cu îndrăzneală, chiar dacă se pare că uneori se clatină, el rămâne, pentru că rădăcinile sale sunt foarte puternice, sunt foarte adânci. În al patrulea rând citim că împărăția cerurilor este asemenea unui om care a semănat sămânță bună în ogorul său. Omul bun are lucrul său propriu. Este pus administrator peste bunurile sale pentru că este drept, pentru că este fidel. A fi capabil să ai ogorul tău, să-l menții, să-l cultivi, să-l întreții, înseamnă a fi administrator bun și credincios. Este o recunoaștere a calităților pe care o face stăpânul față de cel care este numit să administreze. Împărăția lui Dumnezeu înseamnă să fii prezent în viața ta proprie, în ogorul tău, unde să semeni mereu și să cultivi numai binele. Împărăția este și o acțiune a omului spre Dumnezeu. Este de fapt o lucrare din Dumnezeu spre Dumnezeu. În descrierea parabolei, Iisus trebuie să lămurească o dilemă. Faptul că alături de grâul semănat apare în mod cu totul neașteptat neghina, care nu a fost cultivată de semănător. De ce se întâmplă aceasta? Cum este posibil? Nu a fost semănată doar sămânța bună? De ce apare răul? Iisus explică incidentul nefericit, reclamând intervenția dușmanului în timpul nopții. Dar oare în viața noastră zilnică nu întâlnim grădini întregi în care apare buruiana, deși s-au cultivat doar produse care să fie bune de consumat? Nu ne mirăm chiar de copiii, nepoții din familiile noastre? Că, deși au primit educație bună,
judecata și comportamentul lor poate la un moment dat să prezinte tendințe deviate de la însăși educația solidă primită? Așadar, de ce sămânțarea? Este o întrebare care a preocupat și preocupă toate generațiile până la sfârșitul veacurilor. Sămânțarea poate fi cea despre care vorbesc ziarele, televiziunea, internetul, știrile din atâtea colțuri ale planetei, dar și cele de aproape de noi, ne prezintă deseori dezlănțuirea urii, a dușmăniei, a neînțelegerii dintre oameni, dintre popoare, cum ar fi astăzi în Palestina sau în Ucraina. Dar și mai aproape, în familia cutare sau în inima unuia sau altuia. Să ne reamintim însă că istoria ne este martoră, că ura nu poate naște altceva decât numai ură. Nedreptatea nu poate aduce decât tot nedreptate. Teama nu poate purta altceva decât tot teamă. Sămânța rea nu ocolește nici alte ogoare din industrie, tehnică, cultură, artă. Se face simțită și în aceste domenii neghina câștigului, a banului, a puterii, care se strecoară printre marile valori și principii, cum ar fi sănătatea, demnitatea, adevărul și chiar viața. Dacă parcurgem drumul înapoi pe firul întâmplărilor care compun drama răului în lume, ajungem la începuturi, la origini. Aici găsim drama primilor oameni, Adam și Eva, drama intervenției răului, a căderii în păcat, descrisă de Cartea Genezei. Aici șarpele este dușmanul care ademenește și sfidează bunătatea Creatorului. Dușmanul, Satana, asemănat în inima primilor creaturi, dorința de a avea pentru sine, dorința de a fi mai mult decât le-a oferit Creatorul să fie. Aceste dorințe cresc noaptea, în întuneric, în atmosfera răului și nu a binelui. Iubiți credincioși, dragi ascultători, cum ne regăsim noi în fața provocărilor împărăției lui Dumnezeu, dar și a răului care este prezent deopotrivă? Care ar trebui să fie atitudinea noastră? Parabola asemănătorului ne sugerează să cultivăm o totală încredere în bunătatea grâului și a pământului. Suntem invitați să ne punem bazele în ceea ce este mai bun în noi, nu ca și cum noi am creat această bunătate, dar recunoscând binele sădit de Dumnezeu în noi, în ființa noastră. Iisus însuși seamănă cuvântul său, iubirea sa. Această sămânță crește, se dezvoltă, chiar și atunci când dușmanul intervine. Uneori suntem și noi afectați de multe informații pe care le primim. Unele dintre ele sunt atât de complexe încât ne vine greu să facem un discernământ sau să ne punem întrebări despre cât de adevărate sunt acestea sau chiar să ne formulăm, dacă este cazul, propria noastră detașare, distanțare, de ce nu corespunde vieții noastre umane și creștine. Astfel, dușmanul se infiltrează și în viața noastră. Mântuitorul ne învață astăzi că împărăția lui Dumnezeu se dobândește prin răbdare, așteptare răbdătoare, îngăduitoare. Dar răbdare este o stare tranzitorie, ne conduce spre ceva, spre un scop. De aceea trebuie să fie o răbdare plină de încredere. Împărăția lui Dumnezeu este și dezvoltare, creștere. Omul face lucrarea sa, iar împărăția crește, se dezvoltă. Semănătorul aruncă sămânța din care crește lanul de grâu. Aici Iisus adaugă încă alte două parabole. Un alt semănător plantează sămânța de muștar din care va crește un copac mare. Gospodina pune drojdie în trei măsuri de făină și de acolo va dospi aluatul pentru pâine. Această creștere o realizează însuși Dumnezeu. Noi rămânem uimiți în fața acestui spectacol al creșterii, al progresului. Ne exprimăm această uimire prin laudă adusă lui Dumnezeu. Să răspundem cu generozitate la chemarea Domnului, să luăm cu bucurie în primire ogorul pe care ne-l încredințează Dumnezeu fiecăruia dintre noi și să-l lucrăm cu credință și speranță, dar să avem grijă să nu ne lăsăm contaminați, să nu luptăm direct cu răul, cu neghina, epuizându-ne resursele, energia, fără a avea siguranța că îl vom putea birui, dar să ne folosim energia
pentru a ne întări în bine, să ne imunizăm în fața răului și mai ales să ne alimentăm din Dumnezeu, din energia inepuizabilă a sacramentelor pline de har pe care Stăpânul Împărăției Cerurilor ni le dă cu toată generozitatea și milostivirea. Lăudat să fie Iisus Hristos!